Unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, Florin Costea, a debutat în fotbalul mare în 2006 la Universitatea Craiova, reușind chiar să marcheze în primul său joc pe prima scenă a fotbalului românesc în remiza cu Politehnica Iași. Tot în fotbalul mare a mai jucat pentru Steaua și CFR Cluj. Ba chiar a îmbrăcat tricoul echipei naționale, fiind celebră fotografia sa în duel cu un adversar sub privirile lui Luka Modric, într-o întâlnire România-Croația. Însă cel mai de temut adversar al său au fost accidentările, care deloc nu i-au dat pace. A evoluat și peste hotare în Ucraina și Irak, dar din cauza problemelor medicale, aventura internațională s-a încheiat rapid. Ajuns la 35 de ani, Florin Costea joacă în prezent la Viitorul Dăiești în Liga a treia. Venit într-o scurtă vacanță cu prietenii și familia în Mușcel, la Rucăr, Florin Costea ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit tocmai despre fotbal, despre vacanță și zona Mușcel. Iată-ne în vacanța de iarnă, în intersezon, stând de vorbă cu unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a avut România și care e încă în activitate, e vorba de Florin Costea, prezent la Rucăr pentru o scurtă vacanță. Spune-ne cum ai ajuns aici. În primul rând, ziua, îmi pare bine să vă cunosc. Îți dai seama, niște prieteni, la un prieten comun aici la cabană, am venit cu familia câteva zile să ne relaxăm. Ne bucurăm de peisaj, de prieteni că îi revedem și ne simțim bine. Unul dintre cei mai tehnici jucători, un lord pe teren. Poți să ne spui care a fost cel mai dur adversar pe care l-ai întâlnit până acum? Mulțumesc pentru aprecieri, în primul rând. Au fost mulți adversari, atât în România cât și în jocurile internaționale, la echipa națională, cât și în Champions League sau Europa League. Unul de care ți-aduci aminte? Pot să zic că meciul cu Franța, Sania, a fost cel mai dificil. Pe vremea aceea a jucat la Arsenal în Premier League și jucat să gândește campionatul din Premier League și era destul de agresiv și de dur. Da, te gândești să joci poate până la 40 de ani, ne uităm la Ibrahimović, care nu doar că joacă, chiar bate recorduri și trage echipa după el, Milan fiind lider în Italia, te gândești să joci până la 40 de ani? Mi s-a pus întrebarea aceasta de multe ori și am răspuns și am să vă răspund și dumneavoastră la fel. O să joc până când îmi permite fizicul, picioarele, să zic așa, pentru că știți prea bine, am avut destul de probleme și tocmai de aceea joc la un nivel mai mic, da? Pentru că nu mi-a mai dat voie fizicul, organismul, ca să joc în continuare de Liga 1. O să joc divizia C, probabil după aia o să merg, sper eu, în primul rând, pentru sănătate, pentru mișcare, îmi doresc să joc cât mai mult. Acum să vedem cât mă ține organismul. Observ că în Liga 1 parcă e din ce în ce mai puțină tehnică în comparație cu ce era acum 15-20 de ani. Nu e și părerea ta? Da, se joacă mai mult. Fizic. Mai mult fizic, mai mult angajament. Ați văzut și noastră, o echipă ca Candia unde este pe locul 4-5. Îi felicit, ați văzut, este o echipă unită, o echipă care știe mereu la fiecare joc ce are de făcut și cu jucători care muncesc tot timpul și, cum ai zis și tu, cred că în zilele noastre și CFR-ul, acum trecem de la una la alta, și CFR-ul a zis că și-a campionatul, nu având mulți jucători mincicari, cum ai zis tu mai devreme. Unitatea bate talentul, să zic. Ce ne poți spune despre zona aceasta? E prima oară când vii, cum ți se pare? Da, este prima oară când vin, cu siguranță o să revin, dar cred la primăvară, când va fi prima frumoasă, o zonă foarte frumoasă, ca toată România. Eu pe unde am fost, adică și în străinătate, când am fost plecat, am lăudat mereu România pentru că avem locuri frumoase și chiar sunt multe locuri din România de vizitat și chiar merită să le vizitez, părerea mea. Mulțumim și multă baftă! Vă mulțumesc și ce să vă zic, vă doresc un an nou cât mai bun, sănătate și numai bucurii și tot ce vă doriți, la toată lumea!